Cei 30 de beneficiari ai Centrului Sfântul Stelian din Urlați, județul Prahova, au participat ieri la o serie de activități educative. Fie că vorbim de imitat personaje, de jocuri distractive sau povești, fie de ateliere de încondeiat ouă, toate activitățile au fost realizate împreună cu studenții anilor 2 și 3 de la specializarea pedagogie din cadrul Universității Petrol Gaze din Ploiești. Centrul Sfântul Stelian al Fundației Bucuria Ajutorului a primit ieri vizita a 25 de profesori universitari și studenți. Viitoarele cadre didactice au realizat o serie de activități menite să-i pregătească pe cei mici pentru cea mai importantă sărbătoare, Învierea Domnului. De asemenea, studenții au avut ocazia să pună în practică noțiunile teoretice învățate la facultate. Am vrut câteva momente cu amintiri frumoase și cu emoții bune, emoții sănătoase, cu acești copii și pentru asta studenții au gândit câteva activități, sperăm deosebite pentru ei, cu asemenea studenți, prin ei și cu ei și noi suntem niște profesori fericiți. Sunt activități importante pentru studenți pentru că, în primul rând, vin de la ei aceste inițiative, se simt bine aici și învață ce înseamnă să lucrezi cu copilul, ce înseamnă să creezi momente frumoase de emoții sănătoase. Oamenii de aici ne-au emoționat prin capacitatea lor de a dărui, prin disponibilitatea infinită pe care am observat-o și prin trăirile autentice pe care le au. Știu că una dintre probleme este și faptul că nu au pedagogi, nu au voluntari care să vină în mijlocul acestor copii. Cum v-ați gândit să veniți în sprijinul lor? Este un moment, o interacțiune care duce mai departe și acest gând de a continua prin activități de voluntariat și de a-și duce misiunea mai departe. De ce nu venind și aici, la centrul acesta, ca specialiști? Am terminat liceul pedagogic și sunt învățătoare. Predau de 3 ani la o școală care este într-o zonă defavorizată. Cu toate acestea, mi-am continuat studiile pe specializarea pedagogie în cadrul Departamentului Științele Educației de la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești și îmi doresc să ajut mai mult, să observ persoanele și comunitățile în jurul meu care au nevoie de ajutor și să mă implic pentru ele. Cum ați gândit activitățile pentru copiii de la Centrul Sfântul Stelian? Ne-am consultat cu Ligia, colega noastră, și am întrebat-o ce ar plăcea, ce crede că s-ar potrivi pentru această zi și așa am ajuns să alegem un icebreaker, un exercițiu prin care să energizăm pe copii și să ne jucăm pe dans. Chiar am realizat și câteva mișcări cu ei, văzând că totuși sunt timiși și am simțit că este nevoie de mai mult. După aceea ne-am hotărât să avem o poveste, iar ca final de activitate să pictăm cu ei, să realizăm, să interacționăm și noi cu ei, să-i punem la mese, să vorbim și să vedem cum gândesc, cum se simt. Ei sunt oricum foarte lipicioși și îți transmit o energie extraordinară de fiecare dată. Am avut o zi deosebită. Sunt colegii mei de la Facultatea de Pedagogie. Mi-am dorit foarte mult. În perioada asta de 3 ani cât am parcurs această facultate, nu prea am vorbit despre activitatea mea și ceea ce fac eu cu copiii. Și astăzi, venind aici, s-a concretizat exact ceea ce am vrut eu să se întâmple, să vadă cu ochii lor ceea ce fac eu. Activitatea de la centru m-a determinat să mă înscriu la această facultate. Am căutat o facultate să învăț mai multă psihologie, să învăț mai multă pedagogie și cred că o să mă definească într-un fel sau altul, să zic așa. Cel mai mult înveți de la copil. Dacă ești centrat pe copil, copilul te învață ceea ce trebuie el să cunoască. Printre activitățile pregătite s-au numărat și jocuri distractive de tipul statuile muzicale, ateliere de povești și ghicitori, dar au încondeiat și ouă. Atenție! Dar știi de regulile jocului vorbit, că cine nu se oprește la timp în muzica? Da? Trebuie să iasă singură din joc și să se ducă acolo, da? Voi trebuie să fiți foarte atenți la această poveste, pentru că o să vă pun câteva întrebări la final. Și mama mi-a spus, e puraș în grădină, n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat. Al
doilea iepuraș. A luat omul de argint, a fugit cu el în pădure, a trecut peste râu, prin poială și când a ajuns în câmpie, s-a întâlnit cu o coțofană. Eu astăzi am pictat un iepuraș portocaliu și galben. Și mie chiar îmi place foarte mult să pictez. Ați avut musafiri astăzi? Da, foarte mult, de la facultate. Ce activități ați făcut pe lângă pictură? Am dansat și am mai făcut activități și am cântat. Și m-am veselit foarte mult. Ce v-au învățat? Să pictăm. Ce alte activități ați mai făcut împreună cu ei? Am dansat și am pictat și ne-am jucat. Și cum a fost ziua alături de ei? Frumoasă. Cum a fost ziua asta pentru tine? Super. Da. Vrei să mai vină la voi? Da. Am dansat și am ascultat povești. Și cum a fost ziua aceasta pentru tine? Frumoasă. Scopul acestei vizite, aș putea spune că a fost benefic de ambele părți, atât pentru studenții Facultății de Pedagogie, cât și pentru copiii centrului de zi, pentru copii Sfântul Stelian, întrucât împreună au derulat activități de dezvoltare personală, dar totodată fiind în preajma sărbătorilor pascale, a fost o întâlnire benefică și din punct de vedere spiritual. Aș putea spune că noi chiar avem nevoie de sprijinul acestor tineri studenți pentru implicarea lor ca și voluntari în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului, dar de ce nu putem lua în calcul și faptul că pot deveni viitoarele noastre cadre pedagogice, adică să ne mărim echipa multidisciplinară în cadrul centrului. Evident, la finalul activităților nu au lipsit nici recompensele dulci. Beneficiarii centrului au primit daruri din partea studenților.